Da, bună ziua. După cum bine știți, grupa de elită a clubului nostru, Under 17, s-a calificat în finala pe țară, care se va disputa la București, pe stadionul Juventus din cartierul Colentina, la ora 13. După un campionat destul de dificil, pentru că de la început am fost introduse, zic, în seria de Est, cu echipe puternice din țară, cu Dinamo, cu Viitorul Constanța, cu Voluntari, cu Chiajna și așa mai departe. Echipe bune, ne-am dorit să jucăm de la început cu echipe puternice pentru creșterea valorică a jucătorilor noștri și dovadă că mulți dintre juniorii noștri au făcut pasul către echipa a doua și către prima echipă a noastră. Este un lucru îmbucurător, acesta este scopul clubului nostru, al Centrului de Copii și Juniori. Ne așteaptă o finală, zic eu, destul de dificilă, ținând cont și de valoarea adversarului, ținând cont că vom juca în apropierea cartierului Ștefan cel Mare. Cred că din partea lor vor avea poate mai mulți spectatori, joacă acasă, dar ca orice meci pe care disputăm cu Dinamo București, indiferent de categoria de vârstă, copiii noștri sunt foarte bine motivați, cu o pregătire foarte bine din partea staffului tehnic, în frunte cu Daniel Mogoșanu. Și așa cum îi cunosc pe copii și cum s-a mucit în acești ani de zile, eu cred că avem șansa de a putea să aducem după mulți ani, poate după 20 ceva de ani, un trofeu clubului nostru la nivel de juniorii B. Este un obiectiv pe care ni l-am propus, ni-l dorim să-l aducem la Craiova. Este practic ultimul eveniment al clubului nostru în acest campionat. Bineînțeles că dacă vom câștiga finala, vom juca Supercupa României, tot cu Dinamo. Vom vedea ce se întâmplă vineri. Îmi doresc foarte mult să și din partea, să zic, suporterilor să avem susținere. Clubul nostru pune la dispoziție două autocare cu plecare de la sala polivalentă la ora 7 dimineața, ținând cont că ora 13 ora de începerea partidei. Deja avem, să zic, doritori care vor să meargă la acest meci. Avem o grupă de copii din zona Bălceștiului care și-au manifestat dorința, în jur de 25-30 de copii, să vină la acest meci. Îi vom lua de la Balș vineri dimineața și chiar vreau să le mulțumesc și, în primul rând, Cornel Ciobanu, un înflăcărat suporter al clubului nostru, care împreună cu copiii vor face deplasarea la București și, bineînțeles, cine își dorește să facă deplasarea, să te așteptați cu interes să poate să participe la acest meci. Ne-am dorit să schimbăm ora de disputare a partidei, da, chiar locul, printr-o adresă la Federația Română de Fotbal. Până în acest moment nu am primit, nu cred că vom primi un răspuns pozitiv. Dar ora 13 ni s-a părut și ni se pare o oră total nepotrivită pentru o finală pe țară, unde se va juca poate la 28, 29, 30 de grade. Sunt copii, au 17 ani, dar eu sper să antrenorul nostru și împreună cu tot stafful tehnic și medical să avem la dispoziție tot lotul. O să vă stau la dispoziție după aia cu răspunsul dacă aveți întrebări. Până atunci, domnule Mogoșanu. Va fi o partidă dificilă, așa cum ai anunțat. Mai ales că vom juca foarte aproape de Ștefan cel Mare. Știu de la meciul trecut, din meciul retur, ce s-a întâmplat la meciul retur, în care au avut o galerie destul de agresivă, care a adresat injurii. Dar nu ăsta este lucrul cel mai important. Cred că cel mai important lucru este modalitatea în care vom reuși să ne impunem jocul la această partidă, chiar dacă jucăm foarte aproape de Ștefan cel Mare, de fieful lor. Eu sunt încrezător în băieți, e o șansă mare de a câștiga această finală, doar cu câteva probleme de lot, cum, după cum știți foarte bine, Marcovici este operat
În momentul de față este în convalescență. Screciu este prezent la Under 21. Nichifor, cu probleme medicale, a fost înaintea semifinalei, a fost operat de urgență de apendicită. Trei jucători foarte importanți pe care nu i-am la dispoziție, jucători de care aveam mare nevoie, dădeau un plus lotului, un plus de valoare, un plus de încredere, dar și fără acești trei jucători trebuie să ne batem pentru acest obiectiv. Am făcut-o de-a lungul campionatului chiar fără Marković, fără Screciu, și am reușit până la urmă să ajungem în finală. E momentul ca și jucătorii care au participat și care am avut încredere și am în continuare încredere să facă un meci foarte bun la București. Mai rămâne Mihailă, care a fost prezent și a jucat o repriză ieri la Naționala Under 17. El a rămas la București și va face antrenament astăzi cu echipa națională și se va alătura lotului nostru în preziua jocului. Cam astea sunt primele lucruri legate de primele impresii, dacă vezi, legate de partida de duminică. De vineri, pardon. Da, eu așa sper. Îmi doresc foarte mult să aduc trofeul în bănie. O să fie o finală dificilă, dar frumoasă, mai ales că jucăm cu Dinamo, rivala noastră. Și iar ambițiile o să fie foarte mari. Dacă dumneavoastră aveți întrebări? Unii spun că nu sunt așa importante finalele, că se pregătesc jucători, dar din echipele care au câștigat campionatul la junior, mulți fotbali. Este o performanță pentru clubul. Aducerea unui titlu național la grupele mari, cum jucăm noi la juniorii B, este o mare performanță. La anul poate vom încerca să aducem titlul la junioria, pentru că prezența la junioria te duce foarte bine în Youth League. Adică sunt niște lucruri pe care clubul le urmărește, dar le dorim să le aducem la Creva ca titluri naționale, dar în același timp să nu uităm că scopul nostru este să dăm jucători către prima echipă, este să echipa noastră, și eu cred, prima echipa noastră să în câțiva ani de zile să aibă câțiva jucători din centrul de copii, jucători din zona Olteniei, jucători din Craiova. Știți foarte bine, asta m-am spus-o de la început, de când am venit să conduc acest centru de copii, că îmi doresc foarte mult ca acești copii să facă pasul către prima echipă. Acesta este obiectivul principal, numărul unu, dar repet, și dacă aducem titlurile la Craiova, înseamnă foarte mult pentru copiii noștri, pentru clubul nostru, pentru cei care își doresc să vină la noi la club. Nu se putea amâna această finală pentru a juca și jucătorii pe care i-ați dat la echipa națională? Că, până la urmă, sunteți în dezavantaj față de Dinamo, prin acești doi jucători care i-ați dat pe echipa națională. Da, inițial nu era programată pe data de 2, a fost o suprapunere a datelor. În acest moment încercăm aducerea lui Screciu în cantonamentul echipei pentru jocul de vineri. Am vorbit cu conducerea clubului și o să avem un răspuns în după amiaza aceasta sau mâine dimineață, pentru că și Screciu își dorește foarte mult să joace această finală. Și la Under 21 el participă pentru în premieră cu data de 4, dar a fost chemat mai devreme în cantonamentul echipei naționale împreună cu câțiva jucători din străinătate. E considerat un jucător de, știți foarte bine, de viitor al nostru, și caracterul lui spune foarte mult. El a fost prezent și la antrenamentele grupei noastre săptămâna trecută, a stat cu colegii, el locuiește cu colegii de 2000 și își dorește foarte mult să joace această finală. Am vorbit la telefon și puțin mai devreme cu el și să sperăm că vom primi acceptul din partea conducerii clubului nostru pentru a juca în finală. Foarte bine, foarte bine. Am avut două viziuni cu băieții, au văzut câteva jocuri, cele două jocuri ale lui Dinamo, și în mare parte știm despre ce e vorba, știm ce ne așteaptă. Ați corectat și jocul mai puțin bun din campionat în ultima perioadă, ați fost un pic relaxați? Da, există, a existat și există, au existat momente de relaxare. Am stat de vorbă în fiecare zi, fiind prezent aici la hotel cu ei. De fiecare dată, în fiecare zi, aproape am avut discuții pe această temă. Eu sunt convins că au înțeles și știu ce înseamnă o finală, pentru că am mai jucat finale, și vor fi capacitați la joc, la ora jocului, la nivel maxim. Ei au jucători
pierdut 2-3 mari, precum Marco Buscrețiu? Nu știu, până în acest moment nu i-am văzut apărând, dar în orice caz pot să vă spun că Dinamo nu trebuie subestimat. Are în componență la grupei de 2000, are câțiva jucători valoroși, sunt 4-5 jucători cu care au calități foarte bune. Deci din acest punct de vedere nu subestimăm sub nicio formă Dinamo, ci trebuie să fim pregătiți foarte bine pentru acest joc. Așa nivel de pregătire față de partida din tur, de la aeroport, de la acel 2-3. Da. Ce aș putea să vă spun? Probabil că ora jocului, momentul jocului va spune mai multe. Modalitatea în care fiecare echipă va reuși să se organizeze, să vină cu mental, să stea foarte bine, acela va fi învingător și echipa care probabil cu siguranță va greși cel mai puțin. Dar la ora jocului vom vedea cum stau lucrurile. Nu mă tem de arbitraj, asta este ultimul lucru la care m-am gândit vreodată la nivel de junior și nu au fost probleme de arbitraj la nivelul ligii elitelor. Aproape în nicio partidă n-am o problemă. Au fost arbitrajele foarte bune. Nu mă tem de arbitraj. Cel mai important lucru e ca noi să rămânem concentrați și să facem lucrurile așa cum ni le propunem. Asta este cel mai important. Bine, cu siguranță. Au fost arbitraje bune, deci fără niciun fel de probleme. Și vă dați seama, la acest nivel, o finală de U17, nu știu cine va arbitra, dar în orice caz vor arbitra arbitri cu experiență și nu se poate pune problema de așa ceva. Nu ne gândim la lucrul ăsta, nu am gândit niciodată. A fost ultimul lucru. Supărarea mea e totdeauna și mă îndrept totdeauna când lucrurile nu sunt foarte, foarte bine puse la punct, așa cum îmi doresc, eu mă îndrept către copiii mei, nu mă îndrept către arbitraj niciodată. N-am făcut-o și nu o voi face niciodată, ci chiar în condițiile unui arbitraj ostil, eu tot de la ei aștept răspuns, aștept ca să nu ajung în situațiile respective, să fie mai atenți, mai concentrați. Asta e filozofia mea de a lucra. Putem spune că un mic avantaj e, lângă faptul că se joacă în București, că eu juca și săptămâna trecută un meci oficial și sunt în priză, ceea ce l-a câștigat Cupa României. Da, au câștigat Cupa României 2-0, am informații de la acest joc, a fost un joc câștigat cu greu de Dinamo, a fost câștigat cu 2-0, golul 2 a fost marcat în prelungiri, au fost puși în dificultate de cei de la Miercurea Ciuc, în multe situații, deci din punctul ăsta de vedere avem informații, v-am mai spus, cel mai important lucru este să ne raportăm la ceea ce facem noi. Pentru că trebuie să ne impunem, trebuie să încercăm să ne impunem. Probabil că și Dinamo va dori, echipa care avea puterea și tăria să se impună și să controleze jocul, probabil că acela va fi și câștigător. S-a câștigat într-o perioadă, știu că, nu știu cu aproximație, dar în orice caz sunt cât 20, undeva la 20 de ani. Da, 20 de ani sunt de când nu s-a mai câștigat un titlu. O perioadă destul de mare. Da. Te-ai născut să iei Raul? Da. De 5 ani mai târziu. Mai târziu. Nu era născut, era. Nu. 2091, e diferent. Ți-ai seama rău de presiunea pe care a fost pe lumea suporterii? Da. Copiste, nu putea să te-ați obișnuit așa. Da, teamă nu pot să zic teamă, dar am emoții foarte mari pentru această finală. Însă sper să dau tot ce este mai bun din mine. Toată echipa sperăm asta și vrem să nu ne dezamăgim suporterii și să facem un meci cât mai frumos. Numele te responsabilizează la nivelul originalului Raul Spani? Încă nu mai am multe de învățat. Poate păli un astfel de meci pentru echipe mari, cu atmosferă potrivnică pe copii? Dacă poate păli... Da, bineînțeles. Da, bineînțeles. A spus cineva mai devreme că dacă e importantă o finală. De ce să nu fie importantă o finală? Nu construim și nu educăm copii pentru înaltă performanță. Pentru asta îi construim. Și de aceea e foarte important că de fiecare dată o grupă de copii ajunge în zonele cele mai înainte ale unei competiții. Asta înseamnă că acolo se lucrează și se credesc sportivi
care pot să performeze. Pentru asta suntem aici, asta încercăm să educăm. Vedeți foarte rapid și trecerea lui Screciu, care e jucător de 2000 și este în lotul echipei mari și joacă titular, înseamnă foarte mult. Totuși, dacă e să ne uităm puțin la, și la celelalte echipe, eu nu știu dacă e vreo echipă în Liga 1 care are titular de născut 2000. Este, da? Asta înseamnă mult. De fapt, eu și Marcoviș sunt singurii jucători născuți după anul 2000. După, da, și Marcoviș 2001. Da. E vorba de Andrei Vlad Portaru, care e născut 99. E educat pentru Universitatea Craiova sau educați la Craiova și pleacă de pe Dinamo? Vă mai fiți trădări ca cele din urmă cu ceva ani? Atât timp cât... Eu sper să nu se întâmple lucrul ăsta. Eu știu că atât timp cât a fost Silviu nu s-a întâmplat astfel de lucru și nu se vor întâmpla astfel de lucru. Eu spun că majoritatea copiilor sunt fideli, înțeleg spiritul Universității Craiova și nu se pune problema ca vreun copil care este în atenția noastră la un moment dat să ne părăsească și să ne spună alte lucruri. S-a întâmplat fix în urmă cu 3 ani. Da, știu. Știu acest lucru, da, știu ce s-a întâmplat, dar v-am spus. Cred că trebuie să fim atenți. Marea majoritate sunt jucători cu contract profesionist. Dudea, la momentul respectiv, nu era jucător profesionist și foarte ușor a plecat. În momentul acesta, toți jucătorii noștri, marea majoritate au contract și e greu să plece de la Craiova. Bineînțeles, singurele probleme pe care sunt cele foarte bine când copiii pleacă în străinătate, luați de valul impresarilor, părinților și așa mai departe, în care e foarte greu să-i oprești. Cazul Olteanu, că am câștigat toate procesele și la FIFA și la Federație și încă n-am reușit să-l aducem în țară. Deci am câștigat absolut tot, m-am întâlnit împreună cu cei din Olanda la București să găsim o soluție să-l aducem în România. Părinții lor au servicii în Olanda și e foarte greu să-l aducem și încă nu sunt de acord cu propunerea pe care noi am făcut-o către cei din Olanda în acest moment. E un jucător pe care ne l-am dorit să nu-l pierdem, este încă jucătorul nostru. Și gândiți-vă că ne judecăm de 2 ani, peste 2 ani de zile cu cei de acolo și bineînțeles am câștigat. Din partea noastră există bunăvoință tot timpul, nu trebuie să oprim copiii să joace mai departe, dar trebuie să nu uităm că și clubul nostru trebuie să dea jucători, să facă transferuri și așa mai departe. Ce variantă ați înaintat Federației ca stadion, ca locație și de ce credeți că nu sunt ei de acord? Am propus Piteștiul, pentru că mi s-a părut normal să fie la jumătatea drumului și pentru suporterii noștri și pentru suporterii celor de la Dinamo și am propus ora 18-19. Până în acest moment nu am primit niciun răspuns. Nu știu, mi-aș fi dorit, poate frumos pe viitor să jucăm finala tur-retur sau în altă, nu neapărat în București. Trebuie să dăm o egalitate competiției copiilor. Ei au jucat sub o atmosferă fantastică la meciul din returul acestui campionat Dinamo. Dar și am făcut 2-2. Poate i-a întărit. Dar au fost înjurați, au fost scuipați. Nu e normal să, ca conducător al centrului de copii, trebuie să am grijă de acești copii. Dar nu pot să accept ca cineva din afara grupului nostru să îi înjure, să-i jignească și așa mai departe. Și bineînțeles că le țin apărarea și mă zbat pentru ei să aibă condițiile cele mai bune. Ieri a apărut declarația statului lui Petre de la Muta. Spune că a fost în vizorul Craiovei, a fost aici câteva zile și nu a fost păstrat pentru o sumă de 15 ani. Știu că atunci voi ați organizat un turneu, dacă puteam spune, cu Atletic Arad și au venit mai mulți jucători din probe, nu? Da, atunci, da. Ce jucători au luat? Deci atunci Atletico nu semnase un contract de parteneriat cu UTA Arad și la propunerea mea, să zic că eram apropiat, adusesem toți copiii mei la club, la Universitatea Craiova, într-o discuție cu cei din conducerea lui Atletico Arad, am luat permisiunea să aducem
un microbus, am adus 20 de fotbaliști pe care să-i vedem și să încercăm să-i legitimăm la clubul nostru. Sunt 2 ani jumate, ei aveau atunci, cred că 15-16 ani, nu aveau contract de jucători profesionist. Eu știu pentru că jucam tot timpul cu ei și tocmai de asta mi-am dorit să-i aduc atunci la Căva. Și l-am avut pe Denis Man în curte, l-am avut pe Adrian Petre în curte, am avut pe Stal, foarte mulți jucători, care vedeți acum la Liga a doua, i-am avut la Căva. La momentul respectiv, comisia tehnică atunci care a făcut, da, atunci din tot lotul de jucători l-am oprit pe Iuga și bineînțeles nu e vorba de suma de 15.000 de euro cât a spus tata lui Petru, eu tot timpul discutam cu dânsul la telefon, chiar am o relație foarte bună cu ei. Atunci a fost o problemă de contract. Suma era puțin mai mică, dar era vorba că el semnase deja contract cu cei de la Atletico Arad și cu noi. Și atunci nu era normal ca jucătorul Petre să aibă 2 contracte. Dar cât ar fi valorat la acea vreme tot microbuzul acela, tot autocarul? Nu știu. Le-am notat de tot. 50.000 de euro? N-aș vrea să spun suma, pentru că le știu, n-aș vrea să comentez foarte mult. Mi-am dorit foarte mulți jucători de acolo. Dar să vedem, ne dorim. Denis Manu a ajuns la Steaua. Adrian Petre, să vedem unde va ajunge și după aceea o să vedem dacă s-a fost bine sau n-a fost bine. Eu cred că sunt copii buni în România. Chiar dacă pierzi un jucător și nu poți să-l aduci acum, poate l-a aduci la 23 de ani. Și Iuga unde a ajuns? E împrumutat la Sebiș, la Arad. Dar, repet, sunt jucători care îi avem în vedere și care dacă nu i-am adus sau dacă nu i-aducem acum, e posibil să-i aducem în viitor. S-a mai schimbat. Cine face parte? Pe antrenorul echipei a doua și directorul tehnic al centrului copii juniori și antrenorii. Ei decici transferurile la prima echipă? Ce înseamnă centrul de copii juniori? Nu. Adică noi nu putem decide noi transferurile la prima echipă. Ar fi frumos. Dacă e în România, de ce să nu... Nu știu dacă vine special pentru această finală. Presupun că se va și transmite pe această finală. Da? Federația întotdeauna normal ar fi să transmită. Știu că avea ceva probleme cu netul acolo la stadion, dar sper să rezolve ca să se poată vedea această finală și de antrenorul principal în primei echipe. Din finală de acum 3 ani, doar Andrei Ivan a fost la mare de acum 3 ani. Acum deja Marcovi și Steciu sunt. De ce nu vei mai propuneți așa? E doar următoare pentru prima echipă. O să avem atat până acest sezon. Eu, dacă îmi permiteți, eu n-aș vrea să dăm nume, pentru că sunt foarte mulți copii. Suntem înaintea unei finale și mi-ar fi greu să dăm 2, 3, 4 nume, că ceilalți copii sunt copii. Dar eu ce pot să vă spun și ceea ce vă promit, că foarte mulți vor ajunge la prima echipă. Cu o pregătire foarte bună și în condiții în care stau ei aici la un hotel de 3 stele, cu 3 mese pe zi, cu program, cu absolut tot, cu alimentație ca la prima echipă, și, repet, cu o disciplină, eu cred că foarte mulți vor ajunge, dar trebuie să avem grijă de ei. Și eu cred că din vară vom schimba foarte multe lucruri în bine, din ce în ce mai bine, pentru că ne dorim să fim în top în România. Nu suntem aici ca să nu dăm jucători. În momentul când nu vom da jucători către prima echipă, înseamnă că noi avem o problemă. Mulțumim.